Da. Interesant, am ce să zic. Acum mă interesează să aflu ce meniu va avea de sărbători Emilia Dorobanțu. Bună! Iată vin colindători, floritorile dalbe, noaptea pe la cântători, florile dalbe, florile dalbe. Bună dimineața, primiți colindători! Da, da, da! Primim, uite, primim! Mă, de când am mai văzut-o! Ce faceți, fetelor? Bine, suntem acasă și ne pregătim așa ușor, ușor de Crăciun. Astăzi, chiar înainte să intrăm în emisiune, făceam în lista de cumpărături cu ce trebuie ca să ne apucăm de treabă. Anastasia voia să tot până ne-am gândit noi ce colind să vă cântăm. Până la urmă am rămas la iată colind colindător, pentru că ăsta e preferatul ei. Da, Anastasia, scrisorică moșului ai trimis? Da. Ce ai scris pe scrisorică? Dragă Moș Crăciun, ce vrei să-ți aducă moșul? Vreau să-mi aducă dulciuri. Doar dulciuri? Ce bine, am scăpat. Cu toate că în scrisoare n-a fost chiar așa. Acum vreau să pare așa mai blândă, mai cu minte. Dar în primul rând, spune, în primul rând, și-a dorit că... Papaie să se facă bine și să petreșim sărbătorile împreună. Da, ce da. Frumos! Da. Da. Tataia a trecut printr-o situație un pic nefericită din cauza virusului, a fost la ATI, iar acum, slavă Domnului, a fost transferat la secția de pneumologie și cu pași mici, așa sperăm, dar siguri, pășim spre vindecarea. Iar asta e cel mai important și l-așteptăm acasă. Multă sănătate îi dorim! Îi ținem pumnii! Multă sănătate! Doamne ajută, la fel tuturor! E un Crăciun atipic. Dar e important că suntem împreună și cu siguranță va fi unul frumos. Ce pregătiți voi? Organizați ceva răstrâns, bănuiesc? Clar, vom petrece acasă, doar cu familia, restrâns, bineînțeles. Și nu vor lipsi de pe masă cârnații, cozonacii și salata de beof. Și îi mai place ceva, Anastasie, ouăle umplute, așa, din albușul de ou, sau așa un peisaj de iarnă frumos, iar din ouăle umplute niște omuleți, așa, de zăpadă. Anastasia, o să ajungi și tu la bucătărie? Faci și tu prăjituri? Da, chiar mă ajută. Se pricepe singurică să facă anumite, mă rog, clătite, brioșele, îi plac foarte mult, dar cu siguranță o face și cheesecake. Anul ăsta de sărbători, nu, ce vom mai face? Mai avem de lucru, ne mai gândim. Dar vine Moș Crăciun în persoană sau trimite cadourile? Spune-mă. Nu știu. Cu siguranță cadourile vor fi sub răduți și pentru că Anastasia a fost cu minte anul ăsta, a fost destul de înțelegătoare, nu? Da. Bine, dar știi că trebuie să-i spui și tu o poezioară, un cântecel ceva moșului ca să-ți dea cadourile. Da. Ai pregătit ceva? Da. Ce? Are mai multe cântecele, nu știu care îți place ție cel mai mult. Iată vin colindători. Sau Săriuța fuge, și Săriuța fuge. Este foarte bun, un cântecel foarte drăguț, nu? Da. Cum era? Eu nu mai știu cum începe Săriuța fuge. Voi mai știți? Nu. Cum începe Anastasia? Nu mai știm. Săriuța, parcă nu? Emoționat. Cum era? Săriuța fuge, nimeni nu ajunge, are dor de... Emoții. Se păstrează pentru Moș Crăciun. Da. Se păstrează zic, pentru Moș Crăciun. Mi se pare normal. Da. Cu siguranță. Sărbători fericite să aveți. Mulțumim tare mult. Ne-am bucurat să vă revedem. Noi să aveți sărbători frumoase. Crăciun fericit. Pupici cu scripici. Toate bune, vă pupăm. Da.